crezul de la Nicea. Când îl spuneți, în ce parte a zilei îl spuneți dumneavoastră? Eu îl spun dimineața și seara. Vă rog, concentrați-vă pe ce spuneți. Nu luați ca pe o poezie, cum sunt lucrurile spuse pe din afară. Spuneți-l pe dinăuntru. Adică gândiți-vă ce spuneți. Și aveți acolo totul. Este in nuce, adică în esență, totalitatea minții creștine dată sub forma dispozitivelor ei mentale de funcționare. Creștinismul trăiește un moment limpede de criză. Dar aș vrea să înțelegeți ce este această criză. Creștinismul s-a identificat de-a lungul istoriei lui europene cu statele europene, cu regatele europene, cu imperiile europene, cu politica acestor regate. Criza pe care o trăiește, aceea este că statele nu mai vor să audă de creștinism și că politicile se fac în afara creștinismului. Noi, cumva, suntem invitați să mâncăm această pâine astăzi, pentru că statele nu mai vor să audă de noi. Dar îmi vine să vă spun, bucurați-vă. Pentru că e un mod de a vă ruga mai adânc, un mod de a vă înțelege mai bine credința, un mod de a înțelege mai bine patimile lui Hristos și mesajul lui. Hristos nu a fost un împărat. Pentru că El a spus, împărăția mea nu este din această lume. Și textul, ăsta e ultimul cuvânt pe care vi-l spun, textul pe care îl citesc cu mare plăcere întotdeauna, când mă gândesc cu enervare, cu iritare și cu suferință uneori la toate mârlăniile care se întâmplă, pentru că sunt mârlănii și măgării incredibile împotriva creștinismului în lumea de azi, în Europa, începând cu mârlănia primă, care este decizia din 2003 de a nu menționa creștinismul în preambulul proiectului de Constituție Europeană. Ai putea spune, e un act de incultură. Nu era, pentru că ăștia știau despre ce e vorba. Este o mârlănie. Dar e o mârlănie care vine din ceva mai adânc. Și este ceva despre care nu avem timpul să vorbim astăzi și se numește nihilismul occidental și se numește repudierea creștinismului și se numește, psihologic vorbind, disonanță cognitivă, se numește denial. Se numește negare a problemei. Textul la care revin este un text care nu aparține în periodizarea asta, care poate că e stupidă, nu aparține Sfinților Părinții ai Bisericii, anterior lor, aparține Părinților Apostolici. La noi a apărut în seria de scriitori apostolici, volumul 1 sau 2, nu știu, este așa numita epistola lui Diognet. Diognet acesta, nu se știe exact cine era, cel care îi scrie e clar un creștin, și fusese unul care fusese întrebat, bă, la ce sunteți voi, de fapt, creștini? Să mă lămuresc. Deci era cineva din afara creștinismului și era cineva căruia creștinul care scrie epistola îi se adresează cu multă deferență, ceea ce face plauzibilă identificarea cu cineva de la curtea romană. Diognet este unul care apare în primul paragraf din Către sine însuși al lui Marcus Aurelius. Unul dintre profesorii lui filozofi era Diognet. Și îmi place să cred, atribuirea nu e sigură. Auri Irene Maru, un mare erudit, când a făcut istoricul acestei epistole, hotărăște că este scrisă la 190, parcă, deci nu se potrivește cu Diognetul meu, dar erudiții sunt împărțiți, nu toți sunt de opinia lui. Unii cred că este acest Diognet, de care îmi place mie să cred, că este cel care i s-a adresat creștinul. Și cum caracterizează el pe creștini? El spune, noi nu diferim de voi nici prin legile pe care le respectăm, nici prin hainele pe care le purtăm, nici prin felul în care ne construim casele, nici prin felul în care ne căsătorim. Diferim de voi însă prin felul în care ne prețuim copiii, pentru că noi, spre deosebire de voi, nu-i abandonăm. Aluzie la un obicei roman pe care creștinismul a eradicat, acela că dacă un copil era considerat de pater familias, în plus,
era legal să-l abandonezi până la vârsta de 6-7 ani. Și pur și simplu îl lăsai pe bătătură. Și de obicei, cei care îl luau erau cei care îl foloseau în scopuri de sclavie sau sexuale. Era o soartă oribilă. Deci acest obicei, care era și al grecilor și al romanilor, și care definea păgânismul, a fost complet eradicat de creștinism. Adică uciderea copiilor născuți. Mai e de lucrat în privința uciderii copiilor nenăscuți. Și îi spune, diferim de voi prin faptul că noi îngrijim, avem grijă de toți copiii, nu numai de unii. Și spune acest creștin din secolul II, a doua jumătate, spune, creștinul însă nu se identifică cu nimic din toate astea. Nu se identifică nici cu hainele lui, nici cu legile pe care le respectă, nici cu casa în care locuiește, nici cu țara, imperiu, cu cetatea, adică, în care locuiește. El se simte străin de toate astea pentru că el aparține altei lumi. Așa cum Mântuitorul a spus, împărăția mea nu este din această lume, Hristos știe că, creștinul trebuie să înțeleagă cu adevărat că el, deși aparține modernității, nu aparține integral modernității. Deși aparține evului mediu când se naște în el, nu aparține integral evului mediu. Deși este supusul lui Mircea cel Bătrân, dacă este, nu îi aparține lui Mircea cel Bătrân. El îi aparține întotdeauna altui ordin al lumii care nu este de aici. Deci creștinul, dacă vreți o definiție pentru el, este exact cum este natura hristologică în Hristos. El este divin și uman în același timp într-o singură persoană. Creștinul, dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca creștini, noi suntem după firea și natura lui Hristos. Având în noi unite, fără amestecare, distincte, fără deosebire, cele două naturi ale lui Hristos. Asta definește comportamentul nostru. Cum îl recunoști pe Hristos? Păi nu îl recunoști ca pe militari, după uniformă. Nu îl recunoști după ceva, spune cel care îi scria lui Diognet. Îl recunoști după felul în care trăiește. Asta este tot. Și cu asta chiar închei. Singurul mod în care putem cu un anglicism face diferență în lumea asta este felul în care ne purtăm. Chekhov spunea, la om totul trebuie să fie frumos. Felul în care privește, nasul, obrazul, îmbrăcămintea, ținuta, felul în care se apleacă și nu știu ce. La fel suntem și noi. Dacă suntem creștini la noi, totul trebuie să exprime acest tocalon, care se traduce împreună, nu pe... împreună ca fiind binele și frumosul. Să trăim frumos, să trăim bine. Iar lucrul ăsta să se vadă. Să se vadă, să facem contrast față de mârlan prin cuviința noastră. Față de smintit prin înțelepciunea noastră. Față de ignar prin cultivarea noastră. Față de repezit și intolerant prin îndurarea noastră.